Doar ca ilustrație. Eu iar sunt la urmă. Dar cine și-a scris pe la mașină? Florian. Florian, da. Astăzi am fost obligat să aleg între a fi loial Partidului Național Liberal și a fi loial cetățenilor români care ne-au acordat încrederea și și-au pus speranțele în noi, nu numai în 6 decembrie, de-a lungul tuturor scrutinilor electorale în care eu am reprezentat Partidul Național Liberal. Spune și v-a determinat să faceți acest gest al demisiei după 31 de ani de activitate în Partidul Național Liberal. Cu durere și cu părere de rău, o spun că mi-a fost foarte greu să fac acest lucru și să iau această decizie. Însă tot ceea ce s-a întâmplat în anul acesta, în ultimele luni, toate eforturile mele, ale noastre, toate bătăliile de a încerca să păstrăm pe linia dreaptă Partidul Național Liberal, au fost în zadar, pentru că iată cum am văzut zilele astea, contrar a ceea ce noi am spus în ultimul an, în ultimii ani, Partidul Național Liberal a făcut și face o guvernare cu PSD. Vreau să-mi cer scuze și să le cer iertare oamenilor care au crezut în ceea ce noi le-am spus și le-am cerut să voteze cu Partidul Național Liberal și să-i asigur că am făcut acest lucru tocmai pentru a fi loial și a le respecta dorințele, punctul de vedere și a putea să ne vedem ochi în ochi atunci când ne întâlnim pe stradă sau când vom merge să discutăm cu ei alte lucruri. Rămân fidel proiectele și proiectelor Argeșului și tot ceea ce am promis în campania electorală și o voi face în calitate de parlamentar în continuare până când vom putea într-adevăr să, zic eu, să recâștigăm încrederea oamenilor și să putem împreună să facem ceea ce trebuie.